An, ne-am concentrat discuția pe trei teme mari. Prima legată de ocuparea forței de muncă și mai ales măsuri pentru a stimula tinerii pentru a intra în câmpul muncii. Am discutat apoi despre programele de inserție socială și de reducerea sărăciei. Și am discutat puțin și despre a treia prioritate privind drepturile și protecția lucrătorilor migranți.